Pe lângă consolele normale pe care le lansează producătorii, poate ați văzut că există aceste ediții speciale. De obicei, ele pur și simplu arată puțin diferit și nu au nimic altceva în plus. Ei bine, nu m-am gândit vreodată că o să cumpăr și eu o ediție din asta specială. Anul ăsta se aniversează 35 de ani de la lansarea Super Mario Brothers, motiv pentru care Nintendo Switch a venit cu o consolă specială. Nintendo Switch Red and Blue Edition, adică albastru cu roșu. Este o ediție specială pentru a aniversa, după cum spuneam, 35 de ani și, după părerea mea, este ceva mai special decât variantele celelalte de ediții speciale. Alte ediții speciale pentru Nintendo Switch sunt ediția specială pentru Fortnite, ediția specială pentru Animal Crossing, de exemplu, și probabil o să mai fie și alte ediții. Salut jucătorilor, sunt Alex, bine ați venit la un nou clip pe canalul Arena Digitală. În fața mea am aici versiunea normală de Nintendo Switch, varianta asta cu neon, albastru și roșu. Da? Cam așa arată și vedeți, docul este un doc negru, consola de jur împrejur este injectată în plastic negru. E bine, ediția asta specială este cu adevărat special, pentru că nu folosim același material ca și culoare, se folosește granulat roșu, adică consola este injectată direct în material roșu. Dacă, de exemplu, se va zgâria ceva, nu se va lua un fel de vopsea, pur și simplu este injectată în plastic roșu. Îmi place foarte mult chestia asta, pentru că, având în vedere că o să apară probabil un alt switch, nu știu, anul ăsta la anul, m-am gândit că ar fi momentul să-mi iau consola asta pentru posteritate, pentru colecție. Da, pentru că o să am un switch chiar dacă o să apară un alt Switch Pro, probabil o să continui să am un Nintendo Switch. Eu deja am folosit consola, m-am jucat ieri pe live. În clipul de astăzi vreau să facem un fel de despachetare, dacă pot să o mai numesc așa, și să vedem cum arată toate chestiile pe care le primim, pentru că nu este o consolă foarte simplă. Consola asta este puțin mai scumpă decât varianta normală, dar vine cu niște chestii în plus. O să vedeți atunci când despachetăm toată treaba. Hai să dăm la o parte consola normală și să începem cu cutia. Direct de pe cutie putem să vedem la ce să ne așteptăm în untru și anume avem docul roșu, joiconurile roșii, chestia asta care ține joiconurile este albastră și ni se spune aici că mai avem și o husă din asta de transport roșu cu albastru. Aici jos în colț putem să vedem Mario Red and Blue Edition, așa că dacă vezi chestia asta în magazin, e clar ce versiune este. Din câte am văzut, stocurile sunt suficiente, eu am dat precomandă pentru că nu eram sigur dacă o să fie de ajuns stocuri, dar se pare că sunt îndeajuns pentru toată lumea. În partea din spatea cutiei putem să vedem că și aceste chestii care le prins pe Joyconuri sunt albastre și au o ață puțin mai specială decât cele normale. Foarte tare este că avem și punctul ăsta galben, deci în total avem culorile steagului României, roșu, galben și albastru. Foarte tare! Vă arăt și celelalte chestii care le aveam pe consolă, dacă vreți să opriți, să puneți pe pauză, să citiți. Cam așa arată în partea de jos. Iar pe lateral avem puțin mai multe detalii, adică ce găsim în cutie. Putem să vedem că găsim tableta, găsim joycon-urile, găsim încărcătorul, găsim acest dock, chestia asta care ține joycon-urile chestiile pe care le atașez la joy un cablu HDMI și avem și o husă plus o folie de protecție. Este primul pachet pe care îl văd să aibă o folie de protecție. E posibil și celelalte ediții speciale să includă chestia asta, habar n-am pentru că asta e prima ediție specială pe care am cumpărat-o. Ok, ca să desfacem cutia avem aici chestia asta de carton și după aia putem să deschidem așa. Culcăm cutia și cam așa arată toată treaba. Bineînțeles, în partea din față avem direct tableta asta și cele două joy con dar înainte să ne uităm la ele, hai să vedem ce mai avem în cutie. E fain că vin învelite, așa că nu o să se zgârie pe transport. Aici de desubt avem direct husa asta care vine special cu această consolă. Cam așa arată husa asta, vedeți că are tot felul de forme într-un roșu de culoare puțin diferită și pe partea cealaltă este albastră. Arată foarte bine, avem chestiile astea galbene, foarte, foarte colorată husa asta, chiar arată foarte bine. Hai să deschidem să vedem cum este pe interior. Și cam așa arată pe interior. Văd aici că avem un loc în care putem să punem separat niște cabluri, sloturile astea pentru jocuri, în cap aici 5 jocuri. Chestia asta o să protejeze dacă ai vreun cablu acolo ca să nu zgârie consola pe spate. Vedeți? Pentru că se întoarce invers. Da, și materialul ăsta este foarte fin, e foarte ok. Cred că ar proteja destul de ok de zgârieturi. În schimb, nu este foarte solidă. Dar vedeți că este destul de flexibilă, așa că nu cred că e cea mai bună usă pe care o puteți cumpăra pentru Switch. Dar e fain că vine direct inclusă. Mai departe avem folia de protecție. Este o folie de protecție de plastic, nu este din sticlă, dar e ok. Având în vedere că ecranul de la Nintendo Switch este tot din plastic, cred că mai degrabă ieși cu o folie din asta. Eu am avut folie de sticlă și a dat într-o chestie de metal și s-a spart folia de sticlă. Bineînțeles, ecranul de plastic nu a pățit nimic. S-ar putea să fie mai bun așa ceva. Mie îmi place folia de sticlă pentru că nu se zgârie atât de repede precum o folie de plastic. Aici avem și un manual pentru husaia și pentru protectorul de ecran. Probabil ni se spune aici cum trebuie să aplici. Să mergem mai departe. Ce avem aici de desubt? Aici în mijloc Văd eu că avem uh, acest grip pe care vin puse joiconurile. Spre surprinderea mea, și ăsta este injectat direct în uh, culoarea albastru. Arată foarte bine. Asta înseamnă că nu este vopsit, înseamnă că dacă se zgârie va rămâne albastru, nu se va vedea urât. Chiar arată foarte bine albastru ăsta. Mai departe avem și mânerile astea pe care le poți pune pe joiconuri atunci când nu vrei să te joci cu joiconurile în acel grip. Da? și astea sunt din nou albastre. Nintendo chiar s-a străduit de data asta să facă ceva mai special. Să vedem ce a mai rămas aici. În partea stângă am aici un cablu HDMI și am aici un încărcător USB tip C. Astea nu sunt deloc interesante, sunt exact la fel ca cele de până acum, așa că o să le las aici. Avem și un manual, nu mă interesează momentan pentru despachetarea asta, dar în partea dreaptă, ceva care mă interesează, este docul. Și vedeți bine, docul ăsta este complet roșu. Și din nou, este injectat în plastic roșu. Singurele lucruri negre sunt uh, aceste piciorușe de cauciuc, bineînțeles. Super tare arată docul ăsta roșu. Chiar sunt curios cât de bine o să arate Nintendo Switch în docul ăsta roșu. Mai avem acolo în untru, anumite chestii care sunt negre, din câte observ eu, dar în general arată foarte ok. Bineînțeles că la docul normal avem două USB-uri într-o parte și în partea din spate chiar și capacul ăsta văd că l-au făcut roșu și cam așa arată aici unde avem încă un port USB tip C pentru încărcător, un port USB 3 și portul HDMI. Hai să fac puțin curat aici, dăm la o parte ambalajele să vedem exact ce a mai rămas. Ok, în afară de încărcător, cablu HDMI și folie, cam asta este tot ce avem în cutie. Hai să deschidem Nintendo Switch să vedeți cum arată. Cam așa arată acest Nintendo Switch roșu. Vă arăt așa pentru că pe față nu este nimic special, decât că și marginea asta este roșie. Eu l-am folosit deja, i-am instalat așa cum v-am recomandat și vouă acea folie de protecție. Primul lucru pe care îl recomand la orice utilizator de Nintendo Switch. Un lucru ce mă surprinde este faptul că acest picioruș a rămas totuși negru, da? Pentru că în rest după cum observați și pe margini, este injectat în roșu și după părerea mea arată foarte bine. Uite până și butoanele de volum, butonul de power sunt roșii. Chiar e foarte ciudat că a rămas standul ăla așa negru. Hai să atașăm și joyconurile, să vedem cum arată așa complet roșu. Și cam așa arată consola complet roșie. Avem puține reflexie pentru că, după cum v-am spus, am pus deja o folie de sticlă. M-am pus să-mi descarc toate jocurile. Și eu zic că arată foarte fain. Cu siguranță, pentru YouTube este mult mai bună o culoare din asta care atrage atenția decât culoarea normală neagră. Acum să vedem rapid în același cadru cum arată comparativ cu consola normală. Vedeți că roșu ăsta este un roșu mai închis. Roșu ăsta este roșu din la neon mult mai deschis, mult mai țipător, să spunem așa. Hai să vedem și pe spate. Cam așa arată toată treaba pe spate. Da, mi se pare că arată mai fain pe roșu. Nu știu ce părere aveți voi. Cel puțin sunt sigur că o să arate mult mai interesant în thumbnail-uri. În afară de culoare, nu există nimic special la consola asta. Nu vine cu vreun joc preinstalat, nu am primit vreun joc Mario cu consola. Pur și simplu singura chestie specială este faptul că ai culoarea asta și că ai în plus docul roșu și ai în plus și husa asta și acea folie de protecție. Haideți rapid să vedem cum arată și controllerul atunci când punem joy urile în acest grip. Pur și simplu am scos joy urile le băgăm aici, Ok, deci cam așa arată controllerul cu aceste joy con și cu gripul ăsta albastru. Cred că arată destul de bine combinația asta de culori. Din nou, e o chestie de preferință. Bineînțeles, chestia asta de obicei era neagră. Înainte să terminăm, vreau să vedem cum arată și în doc switch-ul ăsta roșu. Și e fain că ecranul e negru. Negru cu roșu se potrivește destul de bine. Cam așa o să arate în doc Nintendo Switch varianta asta specială după părerea mea, arată ok. -uț. Mă bucur că mi-am luat încă un switch pentru că întotdeauna Mihaela făcea aplicația aia de sport și de fiecare dată switch-ul era la mine, așa că switch-ul ăsta o să pot să îl las la televizor să putem să facem sport cu el. Pentru că eu de obicei am nevoie de switch în camera mea pentru că fac live-uri, înregistrez și așa mai departe. În modul ăsta, dacă Mihaela vrea să apuce puțin de gaming, poate să folosească switch-ul ăsta vechi. Ceva care o să urmeze cât de curând pe canal, am luat și acest controller special transparent, roșu, care arată foarte fain și o să-l vedeți mult mai în detaliu, probabil săptămâna viitoare. Este un controller care are toate funcțiile exact ca Nintendo Switch Pro Controller, dar pe lângă chestia asta mai ai și o funcție de turbo, care mă ajută foarte mult, mai ales la Animal Crossing. Cam atât pentru clipul de astăzi, ce părere aveți despre versiunea asta specială de Nintendo Switch și în general sunt curios dacă voi v-ați cumpărat vreodată o consolă versiune specială sau un telefon versiune specială sau poate componente pentru calculator versiune specială. Lăsați-mi întrebările voastre în secțiunea de comentarii și până data viitoare toate cele bune!